Bună, pup fundul tău! Ce? Așa, calilor, ce faceți? Cu siguranță fiecare din noi a trimis un mesaj cringe la viața lui. Important e să-l fi trimis când eram mai mici, că dacă îl trimitem acum la 21 de ani... Așa că astăzi o să ne uităm la mesaje foarte cringe. Sper că vă place noua mea frizură. Am vrut să vă zic că m-am tuns. Cine? Eu m-am tuns. Nu, cine te-a întrebat, SNIK? Când vorbesc eu aici, voi bum, puteți să vă abonați, să activați clopoțelul, pentru că anul acesta vrem să facem 1.500.000 de abonați. Și mai avem nevoie de exact 148.275 glumezi. Nu știu când mai avem nevoie, dar mai avem nevoie. Dacă vrei haine și sneakers super cool, intră pe Footshop și alege orice produs îți place. Găsește mărimea, adaugă-l în coș și bagă codul SNIK pentru o super reducere. Link în descriere. Mi-ați trimis voi câteva pagini de mesaje de-astea cringe și să-i dăm drumul. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, vroiam să te întreb dacă poți să ți mă râd eu, dar e bună, adică nu știu să leagă. Vroiam. Bună, ești foarte frumos, ți-aș da până beri. Vrei? Vrei? Hai, zi. Ați place de mine? Îți dau o poză cu mine. Eu sunt. Șosetele mele dau petrecere jos, vin și chilosii tăi. Mau, ce-am citit. Mau, și s-a băgat clasic, bă, cu ăsta. Cu gif-ul ăsta, mă, de-l folosește toată lumea, mă. Cum, bă, să pui un gif cu un pinguin atât de drăguț, bă, durduliu, frumos, rău de tot, care zice hello, știi, să-i dai eu de asta, bă. Ce taci, ai bărbat? Ce faci, ai bărbat? De ce nu vrei să-mi răspunzi, dragă? Like. Dragă, răspunzi după ce mă culc? Mergem și noi la o bere, te rog frumos? Ia, stai că mai e aici, ia. Bună, prințesa mea, pupata și peste tot, ce zici? Sunt singur acasă, nevastă mai e plecată. Nu vii pe la mine, ce-ai zice? Răspunde, bă, viața mea! Băi, toate ca toate, dar să-mi lăsați un comentariu cu emoticonul vostru favorit, da? O citesc toate comentariile și dau inimă, bă. Dar al meu, fără glumă, fără niciun fel de glumă, cel mai mult îmi place like-ul, bă. Bă, deci folosesc foarte mult like. Îmi place mega mult, știi cum lași așa, un... Știi, poți să-l pui la orice. Salut, ce faci? Mamă, ce prost ești! Ce tare-i gagică ta! Aseară mi-a murit câinele. Ce? Fac, am dat și eu o palmă la fundulețul ăsta al tău obraznic, pup! Bă, ce tare e asta! De fapt nu e tare, e groaznică! E tare groaznică, bă! Bună, nu cer prea multe. Ți-l îndesc și eu puțin? Bună! Bună, ai Discord? Păi, cam tare asta, adică n-am mai auzit niciodată să te bagi în seamă cu o fată să întreb dacă are Discord. Îmi permiți o întrebare? Dacă iubitul tău ar vrea să te vadă în pac cu alt bărbat, ai face asta? Da. Bună, îmi dai și mie snap-ul să facem foculețe sau ne ardem direct? Vrei să le jucăm cu Lego la mine acasă? Câfâ și tu singurică de Valentine's? Râdem, dar nu-i bine, frate, gen, nu-i bine deloc. Râdem că nas, mega, nu știu, pentru că le citesc eu ca băiat, știi? Dacă eram fată, eram direct oripilată, dar așa îmi permit să râd. Primesc eu ca băiat mesaje ciudate, dar vă dați seama, fetele, bă, săracele. Mamă, cred că toți terminați, mă, toți scârboșii, mă. A, de mă, fata, mă, te scarpi, mă, și un pic o mănuța, mă, nu cu asta, mă, cu asta, mă. Maoleu. Hei, te-am văzut aseară, dar nu ai răspuns. Poză cu BV-ul, acum poate răspunzi. Nu-ți place naveta mea? Aia zic, băi, băieți, când o ia pe fată în dreapta acolo, hai, puneți-vă centurile că decolăm în spațiu. Hai, BMW-ul. Ce drăguță ești. Ți-am scris acum 2 ani. Bună, hei, cam friguța afară, bag și eu muștucul la tine să încălzească. O, că ești urât oricum, dă-te malachici. Mamă, ce frustrați. Bună, ești cumva cruce de mormânt că te-aș vrea deasupra mea. Ești cumva super la plic că mi-ai plăcut instant. Ești terminată. La mulți ani, 20.292. Măi, fată, tu de ce nu-mi trimiți poze cu tine să te văd și eu? Te-ai putea să-mi trimiți chiar una sau două dezbrăcată, să nu mai fiu nevoit să vorbesc cu atâtea femei. Bă, chiar există, bă, chiar există oamenii ăștia. Pregătește-te, Diana, că trebuie să facem show. Băi, dă nuduri mai repede, că n-am toată ziua. Ei, sunt Alex, am 18 ani, dar mi-ar plăcea să am o stăpână mai mare, așa ca tine, care să mă domine zilnic, să-mi dea ordine, porunci și tot felul de chestii militare. Ce zici? Ce să zic, că nu mai zici nimica. Taci, piveci, fata aia. Bună dimineața, ce faci, domnișoară? Cum ai dormit, singurică sau cu iubit? Ce faci, mă? Te pup, ce faci? Tu câți bitcoin ai? Neața, a scăzut super tare bitcoin azi. Uai, imposibil, nu așa ceva nu există. What? Cum se întreabă o fată câți bitcoin are? Trebuia să-i răspundă fata asta. Na, scuze, nu scuze, eu îmi place, investesc mai mult în Ethereum. Mi se pare că blockchain-ul de la Ethereum este mult mai dezvoltat și în câțiva ani este să ajung chiar peste bitcoin. What? Ce faci viața mea? Poză. Na, nebunicu, n-am eu față de tine. De ce toți băieții pe nume Alex au o poză de genul în oglindă? Cât fă frumoasă și ar o trimis poză cu BMW-ul. Deci nu pot să cred că... Nu. My man use the backup plan, bă. Bă, voi vă dați seama că în mod neironic chiar sunt băieți, bărbați, ce-o fiecare chiar trimit poză cu un BMW și zic, mamă, să vezi, mamă, să vezi acum. Na, că intru acum în galerie și pe care și eu dau, bă, eu nu-ți pe asta. Auto, bă, acum după ce am spălat o să vezi acum. Oricum e un cretinism maxim să trimiți poză, deci să trimiți poză cu o mașină. Dar aminte ce BMW. Bine, eu nu pot să comentez că, na, eu am un golf, am și eu o roabă de golf, hai. Cum ar fi și eu, bă, mă mașină, îi trimit poză cu golful, ia uite. A? Și părerea, ia. La început pare că se lasă în jos un sin. Pot să-l țin eu dacă nu e vreo problemă. Ce? Bună pup pe fundul tău. Bună pup fundul tău. Ce? Și sincer și simplu. Cât de votament, bă. Hei, bună, să-ți pup fundul. Imagine fucking on the balcony. Angel or devil? Wow. Știți ce-i mai cringe ca român decât să te bagi în seamă cu o replică foarte proastă și libidinoasă? Să te bagi în seamă cu o replică foarte proastă și libidinoasă în engleză. Dacă în țara ta se vorbește român, de ce scrii în engleză, bă? Ce faci, puiul meu? Învăț pentru examen. BV, te pup, femeia mea de succes. Uai, ce în capul unora, nu pot să-mi dau seama. Mă înspăimântă poza asta, îmi pare rău. Nu e nimic, acum îmi plac toate. Bună, ești o fată foarte frumoasă, așa să facem cunoștință, ai prieten sau ești măritată? Bună seara, suntem de la ziarul Știrii Mondene. Nu doriți să vă promovați ceva melodii la noi? Uai, omul meu s-a dus iolo. O mai așteptat omul meu un an și a zis că să vezi că nu, că chiar eu zic. Nu, bă, Mihai, că știu eu că o să mă dau drept de la ziar și o să-mi răspundă, că sigur o să vrea să-și promoveze niște melodii de la noi. Pare ce-o fi zis, sigur o uita mesajul deasupra și n-o să mă recunoască că am fost eu. Nu, că nu mi-a răspuns și acum dacă îi dau ăsta, o să vrea, de la ziar. Nu, că sigur o convin pe Andrei asta, deci cu asta o să meargă rău. Ascultă la mine, bă, Mihai, o să meargă. Unele sunt așa de cringe încât nici nu pot, nu-mi permit. Bine, mai sunt foarte multe pe care n-am putut să le pun. Nu de asta, dar poate să mai tăi un moderator de asta de la YouTube și n-ar fi bine. Deci pentru mine, cele mai tare au fost asta cu bună, pup fundul tău și aia cu bitcoin. Bună, câți bitcoin ai? Cam asta au fost mesajele. Am mai făcut eu un clip, cred că acum vreo 2 ani, tot așa, cu un fel de conversații de astea, dar cred că erau din engleză, știi? Erau amuzante, dar astea pe română sunt altceva, boi. Hai să-ți pup fundul, vrei? Dacă v-a plăcut și vreți să mai faceți, să-mi ziceți că mai facem o parte. Să știți că postăm în fiecare miercuri și sâmbătă, așa că ar fi bine să aveți clopoțelul activat. Am uitat să vă zic de codul SNIK 10% reducere pe Footshop și când vedeți voi asta, nu, în curând o să facem un cod de 15% pe Footshop, așa că urmăriți-mă pe Instagram să fiți pregătiți. Băi. Și concluzia este să nu vă băgați așa în seamă, fiți direct, dar nu fiți lăchioși, adică fiți frumos, bă. Apoi ce să vă mai zic, beți apă multă, faceți sport mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat! Bubu!